Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou tutorial din categoria WordPress. În material de astăzi vorbim despre cum putem optimiza un site WordPress, cum îl facem să se încarce mai repede în momentul în care este accesat pe internet. Vom face această optimizare a site-ului WordPress prin intermediul unor plugin-uri pe care le vom descărca, instala și vom vorbi despre fiecare în parte. Spre sfârșitul materialului vom vorbi despre optimizarea site-ului WordPress, cum îl facem să se încarce mai repede fără nicio instalare a vreunui plugin. Rămâneți aproape cu mine tot materialul pentru a vedea despre ce este vorba. Suntem în panoul de administrare al WordPress, mergem la categoria plugins și alegem Add New, iar primul plugin despre care vom vorbi referitor la optimizarea site-ului WordPress este V3 Total Cache, V3 Total Cache, scriem aici la căutare și alegem acest plugin. Vedem că are peste 1.000.000 de instalări active. Aici avem detaliile în engleză despre ce poate să facă acest plugin. Puteți să citiți dacă vă interesează. Avem și indicațiile de instalare, întrebări frecvente. Mergem pe, închidem aici și îi dăm Install Now. De aici este mai simplu. Așteptăm să se instaleze. Apoi va trebui activat ca și orice alt plugin care se instalează în WordPress. O să intrăm în partea de setări pentru fiecare plugin pe care îl instalăm. Din toate cele prezentate trebuie să alegeți doar unul, eu vă prezint mai multe pentru a vă face o idee despre ce este vorba, cum se optimizează site-ul WordPress. Voi, din ce vă prezint, alegeți pluginul care vă convine și veți vedea că o să aveți rezultate. Bun, îl activăm, după cum am spus, și mergem aici, la pluginurile active și intrăm pe setări. Începem cu Preview Mode. Asta se referă la faptul că dacă vom face schimbări aici în setări, le putem vedea înainte să le aplicăm efectiv pe site. Sfatul meu este să activați această opțiune. Bun. Avem aici opțiunea de preview, iar în momentul în care dăm deploy se vor aplica toate aceste setări pe site. Bun, să începem cu Page Cache. În momentul în care activăm această opțiune, să spunem că aveți un site WordPress, un site de prezentare, un site care nu are prea multe schimbări de-a lungul timpului, adică publicați articole la care nu mai umblați, această opțiune activată este foarte benefică pentru că salvează versiunea paginii și o încarcă mult mai rapid data viitoare când este accesată. Aici la metodă lăsăm pe default pentru că suntem pe o găzduire shared. Apoi putem să dăm Save All Settings. Eu o să mă joc puțin cu aceste setări, nu o să le aplic pentru că sunt oricum pe un site de test. Vreau doar să vi le prezint. Deci Page Cache ar trebui dat Enable. Este foarte important să activați această opțiune. Minify, iarăși Enable și puneți pe Auto. În momentul în care bifăm Minify, se referă la faptul că va șterge codul care se repetă din HTML, CSS și JavaScript. Va șterge și va lăsa doar ceea ce este important. Este o grămadă de cod care se repetă în o grămadă de fișiere. Bun, deci Minify dați Enable, la fel ca și Page Cache și lăsați pe Auto. La metodă lăsăm Disk și restul totul pe Default. Apoi apăsăm iarăși Save All Settings. La opcode cache lăsăm așa cum este. La database cache dăm iarăși enable. Aici iarăși la object cache iarăși dăm enable. Browser cache se referă la faptul că în momentul în care tu accesezi site-ul, să zicem intri de pe Google Chrome pe site-ul tutorialecu raul.ro, site-ul, dacă nu are mai multe modificări, dacă nu au fost publicate articole recent, browserul tău memoriază o versiune a site-ului, iar data viitoare când vei accesa site-ul, îl vei accesa mult mai repede. Bun, la CDN eu zic să lăsați dezactivat, aici este o poveste puțin mai lungă. CDN-ul se referă la faptul că sunt provider cum este Cloudflare, care oferă servere în diferite părți ale lumii, servere care sunt mai aproape sau mai departe de locația voastră și păstrează anumite copii, părți ale site-ului pe serverele lor, în momentul în care sunt accesate de către voi să fie accesată varianta, serverul cel mai apropiat de locația ta și atunci implicit se încarcă mai repede. Asta este varianta pe scurt a CDN-ului. Lăsați de bifată chestia asta. Eu zic că toate, dacă bifați toate astea de mai sus, site-ul se va încărca mult, mult mai ușor. Nu este nevoie și de activarea CDN-ului. Reverse proxy iarăși la fel. Lazy Load Images, la ce se referă acest lucru? Iarăși bifați-l. Dacă aveți, să spunem, mai multe imagini pe prima pagină sau pe alte pagini, în momentul în care accesați site-ul, știți că site-ul este deschis cu partea de sus. Nu vedeți toată pagina. La asta se referă Lazy Load Images. Se vor încărca imaginile pe parcurs ce ele sunt accesate de către vizitator. În momentul în care mergeți cu pagina în jos, imaginile se vor încărca, nu se vor încărca toate la accesarea directă a site-ului. Mergem mai departe. Fragment cache, asta dacă ați activat page cache, asta nu ar trebui să o activați și în rest cam asta este. Acesta este primul plugin prezentat pentru optimizarea unui site WordPress, să-l faci să se încarce mai repede pe internet. Toate aceste subcategorii din setările V3 Total Cache le găsiți și aici. Le puteți accesa apăsând pe linkurile de sus, după cum vi-am spus. Bun, acesta a fost primul plugin. Haideți să trecem la al doilea. Al doilea plugin despre care vom vorbi este Smush, nu știu exact cum se pronunță, S-M-U-S-H, scriem aici la căutare și avem aici Smush, Lazy Load Images, Optimize and Compress Images. Acest plugin se referă la exact ce am vorbit înainte, partea cu optimizarea de imagini și cu încărcarea imaginilor în momentul în care se accesează site-ul. Instalăm plugin-ul exact cum am făcut și la primul, apoi îl activăm și intrăm pe setări. Mergem la Smush, aici setări și începem prezentarea și pentru acest plugin. Foarte mult nu m-am jucat nici eu cu ele pentru că multe dintre ele au cam aceleași opțiuni, unele au mai multe, unele mai puține, unele sunt complete. O să vedeți chiar ultimul dintre cele prezentate are cam tot ce trebuie. De aceea vă spun, eu vă prezint mai multe, voi alegeți ce aveți nevoie din ce vă arăt aici. Acesta este meniul principal al pluginului Smush. Aici avem setările, nu prea avem ce să facem aici, limba în care este prezentat, bun, mergem la Bulk Smush, Found the Images in your, îmi spune că nu găsește imagini în folderul media, voi veți avea pe site-ul vostru WordPress și le va putea optimiza. Aici avem opțiunea de compresie automată în momentul în care se urcă imaginile pe site. Dacă știți că aveți nevoie de imagini la rezoluția lor reală, dezactivați această opțiune. Oricum, comprimarea se va face fără ca ochiul să poată sesiza această schimbare, deci calitatea este aproape la fel, este insesizabilă reducerea, compresia imaginilor, dar pentru încărcarea site-ului face foarte, foarte mult. Aici este vorba despre descrierea imaginilor, care poate fi importantă pentru fotografi, dar dacă pentru voi nu este importantă, activați această opțiune. Mai departe mergem la secțiunea Lazy Load, care este în beta în momentul în care prezint acest tutorial, și avem extensiile de imagini care le poate încărca cu întârziere în momentul în care se accesează site-ul. Bun, de aici puteți debifa ce nu vreți. Aici sunt și locațiile, toate chestiile implicite care se regăsesc în WordPress, iarăși le puteți debifa la alegere. Și aici putem dezactiva Lazy Load pentru pagini specifice, pentru fiecare în parte. Mai jos ne spune că scripturile vor fi încărcate în footer, în partea de jos a paginii, pentru o încărcare mai bună a site-urilor. Dacă aveți probleme, puteți să mutați în header și va fi ok. Cred că nu veți avea probleme cu încărcarea scripturilor în footer. Acesta a fost al doilea plugin care vă ajută la optimizarea site-ului WordPress. Haideți să trecem la următorul. WordPress Super Minify se numește următorul plugin, WP Super Minify. Scriem aici la căutare și îl avem aici. Îl instalăm. Acesta are mai puțin instalări decât celelalte două despre care am vorbit. Nu este niciun fel de problemă, își face treaba foarte bine. Așteptăm să se instaleze, apoi intrăm iarăși în setări. După cum v-am spus, cam toate au opțiuni bune de optimizare. Unele sunt mai complete, altele au mai puține opțiuni. Le-am păstrat pentru sfârșit pe cele care cred eu că își fac treaba foarte bine, că sunt complete, au cam tot ce trebuie în ele, iar spre sfârșitul materialului vorbim despre cum putem optimiza un site WordPress, cum îl facem să se încarce mai repede și fără să instalăm vreun plugin. Activăm Super Minify. Bun, mergem la Install plugin, suntem deja acolo și mergem la setări. Același lucru se face pentru fiecare plugin pe care îl instalați, cele de securitate, cele de optimizare. Trebuie intrat în setări și făcutele unele ajustări după prima instalare. Bun, aceste setări la Super Minify sunt foarte simple, doar trebuie să descărcați pluginul, îl instalați și aveți aici bifate deja default compress JavaScript și compress CSS. Doar apăsăm Save Changes și totul este în regulă, pluginul își va face treaba. Ce vreau să vă spun înainte de instalarea oricărui dintre aceste pluginuri, faceți un backup la baza de date și la fișiere. În cazul în care se întâmplă ceva, să aveți un backup, să puneți totul exact așa cum a fost. Următorul plugin este unul dintre cele pe care le recomand. Acesta este WP Optimize Clean Compress Cache. Avem aici iarăși povestea, ce știe, ce poate să facă. Putem să-l instalăm de aici, închidem și îl instalăm în mod normal, cum am făcut și cu celelalte. Cum am spus și înainte, dacă sunteți la început cu WordPress sau aveți un site, dar nu l-ați administrat voi și acum trebuie să-l administrați, faceți un backup, neapărat backup la baza de date și fișiere înainte de a folosi orice plugin de optimizare sau plugin de securitate, mai ales cele de securitate vă pot face mari probleme. Acesta este WP Optimize, vedem că este puțin mai complex decât celelalte. Avem aici database, avem aici images, avem aici cache, avem aici minify și aici avem setările. La setări generale, dacă bifăm Enable Admin Bar Link, ar trebui să apară undeva sus o bară cu WP Optimize. Bun. Mai jos nu are rost să intrăm pe detalii. Haideți să mergem de la început la Database. Avem Optimizations, Status și avem... Putem să optimizăm tabelele, putem să ștergem toate reviziile de la postări. Știți că în momentul în care faceți o postare pe WordPress, se salvează mai multe, rămâne salvată cea din urmă și tot așa. De exemplu, se pot aduna 3-4 revizii la o postare. În momentul în care dăm aici Run Optimization, se va păstra doar varianta actuală și se vor șterge celelalte mai vechi. Auto Draft Post, iar așa trebuie, se vor șterge, în momentul în care dăm Run Optimization, toate postările din coșul de gunoi iarăși vor fi șterse, toate comentariile spam și cele șterse vor fi optimizate în momentul în care apăsăm aici. Și comentariile neaprobate. Restul ce nu este bifat, le lăsați nebifat pentru că nu este sigur să le activați. Vă mai repet încă o dată, faceți un backup la tot ce ține de site. Bază de date și fișiere în momentul în care folosiți inclusiv acest plugin. Aceasta a fost prima opțiune din acest plugin. Avem apoi partea de imagini, care presupune să le comprime, tot așa cum vă spuneam și la celelalte. Aici la cache avem opțiunea de Enable Page Caching. Bun, știți despre ce este vorba de la primul plugin despre care am vorbit. Aici le bifăm astea două și timpul, setăm timpul în ore în care să expire această variantă cache a paginii, a site-ului. La preload vă uitați voi despre ce este vorba, la advanced settings iarăși, gzip compression. Ce face acest lucru în momentul în care un vizitator accesează site-ul, o pagină de internet, îi se prezintă o pagină comprimată care se încarcă foarte repede. Static file headers, iarăși este bifat. Partea de minify se referă, cum vorbeam înainte, o activăm, la faptul că se va șterge tot ce este cod dublat, atât în HTML, atât în CSS sau JavaScript și se va păstra doar codul necesar, strict necesar pentru o bună rulare a scripturilor. Aici sunt setările și acesta a fost alt plugin, WP Optimize, care zic eu este puțin mai complet decât celelalte. Haideți să mergem la următorul. Următorul plugin pentru optimizarea site-ului WordPress este Auto Optimize. Auto Optimize se scrie Auto Optimize. Auto Optimize. Acesta este. Îi dăm install now, iarăși acesta are peste 1.000.000 de instalări active. Se instalează, zic eu că este un plugin complet, iarăși la fel ca cel dinainte. Acesta este panoul de setări la Auto Optimize, la pluginul Auto Optimize. Avem aici debifată opțiunea, este o întrebare, Optimize JavaScript Code Bifăm, opțiunea, și vedem că sunt accesibile și restul subcategoriilor. Lăsăm așa default cum este, nu vă recomand să vă jucați cu astea pentru că s-ar putea să aveți probleme cu fișierele. Bun, mergem la CSS Options, iarăși bifăm și lăsăm totul cum este și la HTML. Mai departe dăm Save Changes, apoi mergem la imagini și avem opțiunea de optimizare imagini și de lazy load images. Asta înseamnă, după cum vi-am spus și înainte, că imaginele se vor încărca cu întârziere, cele care nu sunt vizibile nu se vor încărca, iar pe măsură ce devin vizibile se încarcă. Bifăm și această opțiune și dăm Save Changes. Critical CSS, aici nu ne interesează, trebuie făcut un cont, bun, extra, iarăși, da, bun, la extra ne interesează unele chestii. La Google Fonts avem mai multe opțiuni. La Remove Emojis le putem șterge cele care sunt incluse în cele care vin cu instalarea WordPress. Mai avem opțiunea de optimizare YouTube Videos. Dacă aveți videouri YouTube încărcate pe site, când devin vizibile ele atunci se încarcă. Bun, apoi dăm Save Changes. Mergem în față și dăm Save Changes and Empty Cache. Acestea au fost pluginurile prin intermediul cărora poți optimiza site-ul web, îl poți face să se încarce mai repede în momentul în care este accesat pe internet. Poți face acest lucru, îți poți optimiza site-ul WordPress și fără instalarea unor pluginuri dacă ai puțină grijă în momentul în care urci imaginile, în momentul în care editezi postările, să ștergi cele care au rămas stocate în baza de date, să ștergi comenturile manual, cele pe care nu vrei să le aprobi, cele spam. Întotdeauna golește coșul de gunoi și dezactivează toate pluginurile pe care nu le folosești, iar apoi șterge-le. Cum poți face acest lucru? Cum poți șterge pluginurile pe care nu le folosești? Odată mergem la pluginuri instalate, iar cele pe care nu le folosim le avem dezactivate. Clar că le avem dezactivate, dacă le ținem active înseamnă că le folosim. Iar apoi mergem la cele inactive, le selectăm cum este acesta și dăm delete. Nu țineți pluginuri care nu le folosiți. La fel faceți și pentru teme, template-uri, pentru orice postări, coșul de gunoi. Tot ceea ce nu se folosește ștergeți pentru că îngreunează baza de date. După cum vi-am spus la începutul acestui material, am vorbit despre niște pluginuri care te ajută să-ți optimizezi site-ul WordPress. Dar am vorbit acum spre sfârșit și despre ce poți face dacă nu vrei să instalezi aceste pluginuri. Ele într-adevăr îngreunează baza de date în momentul în care se activează, dar fac și foarte mult bine, îmbunătățesc foarte mult viteza de încărcare a site-ului WordPress. Aceste lucruri le puteți face și manual în momentul în care vi-am zis, urcați imaginile, le puteți urca gata optimizate, puteți șterge voi manual comenturile, postările care sunt, pe care nu le mai folosiți, pluginurile pe care nu le mai folosiți le puteți șterge, totul se poate face manual, dar aceste pluginuri instalate le pot face automat conform setărilor bifate, activate de către voi. Acesta a fost tutorialul de astăzi despre cum poți optimiza site-ul WordPress, cum îl faci să se încarce mai repede pe internet. Abonează-te la canal dacă nu ai făcut-o deja, apasă butonul de like dacă te-a ajutat materialul, apasă butonul de dislike dacă nu ți-a plăcut materialul, lasă un comentariu jos, voi face tot posibilul să răspund la toate comentariile. Eu am fost Raul, până data viitoare v-am salutat!